În parcarea de la intersecția străzii Șincai cu Bulevardul Revoluției, o familie din județul Harghita a venit să vândă la drobeta Turnu Severin pom de Crăciun din propria pădure. De unde ați adus brazii? Din Toplița, din județul Harghita. De ce ați venit tocmai aici? Păi aici venim de mai mulți ani, de vreo 5-6 ani venim tot aici în parcarea asta. Și cum merg vânzările? Foarte prost. Lumea vine, se informează și întreabă de preț, dar nu cumpără încă. Credeți că e prea devreme? Cred că e prea devreme ca acum încă, dar să sperăm că o să fie bine până la urmă, să avem clienți. Cât o să stați aici? Păi până în ajunul Crăciunului. Comercianții spun că prețurile brazilor de Crăciun sunt neschimbate de 4-5 ani. Mai multe sortimente, avem pentru apartament 40-50 de lei, mai micuți 30, pentru curte la 50-60. Așteptăm cumpărători. Și în parcarea centrului comercial din zona Aluniș au venit vânzători cu brazi în județul Sălaj. Aici pomii de Crăciun se pot cumpăra cu prețuri cuprinse între 80 și 120 de lei. Ca să-i atragă pe clienți, comercianții îi împachetează gratuit. Din județul Sălaj din Camăr, o localitate. Cât o să stați aici? Până la Crăciun, până la 24. Și cum merg vânzările? Merg încet. Vine oamenii, întreabă și eu chiar deja duce. Da, merg. Deja începe, deja să meargă. Oamenii n-au bani. Ala-i tot baiul. Da, și împachetăm înapoi, ala-i împachetatul gratis. Severinenii nu se înghesuie să cumpere deocamdată. Oamenii testează piața și aleg apoi cea mai convenabilă variantă. Căutați un brad de Crăciun? Da. Ce v-ar interesa? Păi, eu știu, în primul rând să fie cât mai ieftin. Asta ne interesează pe toți, nu? V-ați gândit la un preț pe care să-l dați pe un brad? Păi eu știu, unul artificial e 700, ăsta văd că e 500. Deci nu știu care e diferența. Deci diferența e că dacă ăla artificial îl ții 2-3 ani, ăsta îl dai 500, îl arunci. Deci, atunci mirosul de brad e important în casă. Și mirosul și când e să-l desfaci e și mizeria. Brazi de Crăciun se pot cumpăra în drobeta Turnu Severin și din centrele comerciale.